Hei, salutare tuturor! Ne aflăm la Central Address Residence pentru prima ediție a podcastului Heroes. We Love Heroes. Sunt aici alături de Ion Bombardierul Pascu, celebrul luptător de MMA al României. Salutare, Ion! Mulțumesc mult că ești alături de noi aici. Cum Salut, Marius! Îmi face plăcere să fiu alături de tine. Mă bucur de fiecare dată când mi-ai un interviu, când mă prezinți. Ai așa un aer de te încântă. Și cred că și pe spectatori, telespectatori, de fiecare dată când te-a ascultat la galerile noastre, le-a plăcut de tine. Mă bucur că sunt aici și începem ceva nou. Heroes Podcast. Haideți să vorbim un pic despre Gala Heroes 7. Spune-ne câte ceva, ești unul dintre organizatorii acestei promoții Heroes, alături de Florian Ceafalău, așa, dar spune-ne câte ceva despre inside-urile de organizării unei gale. Într-adevăr, Heroes 7, nici mie nu vine să cred că am ajuns la numărul acesta. Vă dați seama, după fiecare gală mai făceam câte vreun clip, zi un interviu și urma să zic, urmează gala 3, urmează gala 4, extraordinar, emoții. Am ajuns la a șaptea și la fel, emoțiile sunt la fel de mari și presimt că o să fie o gală cum n-am mai fost celelalte. Apropo de Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea a fost prezent foarte mult la celelalte gale alături de Radu Zarioiu, care este un fel de vedetă, nu că un fel, este chiar o vedetă cu acte în regulă în Râmnicu Vâlcea în ceea ce privește sporturile de contact și pe oriunde s-a luptat Radu a fost însoțit undeva, cred că 70-100, poate chiar 150 de fani. Hai să vorbim un pic despre Radu. Ce părere ai despre Radu? Am o părere foarte bună. Este un sportiv care a început la profesioniști de la zero cu noi, a avut încredere noi în el, pentru că a fost serios în parcursul pe care l-a avut în meciuri. Are 4-0. În acest moment a venit în poziția de locul întâi și să aibă meciul de centură. La categoria lui nimeni nu l-a întrecut și de aceea este poziționat să aibă meciul de centură. El a făcut toate meciurile spectaculoase, a câștigat și are palmares curat la zero. Deci este un personaj bun unde să vină lumea să-l vadă. Din Râmnicu Vâlcea asta s-a și întâmplat. El a avut un parcurs bun și am ajuns să facem un eveniment deosebit la el acasă. Deci cu siguranță o să vină toți care îl susțin la eveniment. Așa cum ai spus, el a avut susținători și au venit în număr mare departe de casă, în București, au venit cu autocarele după el. Sincer, este un personaj care de acum încolo o să auzim mult mai multe despre el și o să ajungă pe scena mare. Asta ne dorim, să ducem sportivii să ajungă la nivelul mare. Eu am fost acolo. Acum sunt în poziția în care să le împărtășesc din experiența mea. Au fost și greșeli pe care le-am făcut și atunci ei au în spate un luptător care poate să-i ghideze mult mai ok. Și eu zic că o să fie ok la Râmnicu Vâlcea, personaje avem. Vreau să transmit și pe calea asta că suntem în subiectul acesta cu tinerii. Eu că am avut experiență și am ajuns la un nivel mare, vreau să le transmit celor tineri să aibă încredere în mine, în echipa cu care lucrez, pentru că nu vreau să, adică să pară într-un fel că eu știu, dar am avut multe greșeli, am făcut multe greșeli și atunci eu știu de ce să învăț ca să evite unele lucruri și să meargă pe un drum ok. Ai fost partenerul de antrenament al lui McGregor la un moment dat, așa-i? Am fost, într-adevăr, așa mă cunosc toți acum, partenerul lui Conor McGregor și chiar sunt întrebat de fiecare dată ce face Conor. Da, nu știu tot timpul ce face el. Mi-a vorbit și cu el la telefon. Mai pe Instagram, mai comunicăm, mai ne trimite mesaje.
Ai fost partenerul lui de antrenament pentru meciul cu Porier, ai umblat cu el pe oriunde s-a antrenat o perioadă lungă de timp, de câteva luni. Chiar cred că în perioada aia se filma și cel puțin o parte din documentarul Conor McGregor, în care și tu ai câteva minute în care apar, nu? El de fiecare dată când are un meci important, mai ales de când este pe val, el își creează o echipă, își formează o echipă, dar oare de-a dat timp? Antrenor de box, nutriționist, medic, în toate domeniile și sportivi. Și pleacă într-un camp, să zicem, acum, când s-a pregătit pentru Porier, când și-a rupt piciorul, ne-am adunat în Dubai vreo 20 ceva de persoane și de acolo am stat vreo 2 săptămâni în pregătire, într-o sală. După aceea am plecat o lună de zile, am stat în America și într-adevăr s-a filmat pe tot parcursul ăsta, el poate și înainte de camp, adică văd că pe serialul acesta pe Netflix, documentarul, este pe o perioadă mai lungă. Și într-adevăr am apărut și eu în filmul care e pe Netflix acum. Și chiar primesc mesaje de la cei care urmăresc filmul și mă ferește, bravo, ai apărut în filmul Conor, ceva de genul. Da, e super interesant și am și spus că numai o dată în viață te întâlnești cu așa experiență. Să fii alături de Conor în zone luxoase, într-o echipă profesionistă, ai de învățat și mi-a prins treaba asta și am avut de învățat. Ce diferență este între echipa de pregătire de la nivelul ăla, de la cel mai înalt nivel până la urmă, și echipa de pregătire pe care ai avut-o, de exemplu, pentru ultimul meci alături de Mauricio Reis? Știu că sunt oameni foarte buni care te pregătesc, mă gândesc la Gabriel Bota, mă gândesc la Ciprian Cărăușu, mă gândesc la mai multe persoane, mă gândesc la colegii pe care cu care te antrenezi la Absoluto. Într-adevăr, am și eu lângă mine oameni de calitate care știu ce să-mi arate și să dau randament. Într-adevăr, Gabriel Bota mă ajută pe partea de kickboxing, Ciprian Cărăușu pe partea de MMA, Tudor Mihăiță mai puțin, acum a anunțat că și-a făcut retragerea din antrenorat, dar el încă mă mai susține și când e ocazia să ne pregătim împreună, o facem. Dacă nu mă înșel, și cu Florian te-ai antrenat o perioadă bună de timp, adică Florian, strategul tău, să zic așa. M-a ajutat foarte mult în pregătirea pentru meciul din Bellator, care l-am și câștigat. Avem o echipă, am o echipă bună lângă mine, dar nu se compară cu echipa lui Conor. Este vorba de, nu de calitate, de cunoștințe. Și oamenii care sunt lângă mine au un nivel bun. Dar poate numărul de persoane, da, adică masor, nutriționist, mult mai multe chestii care ăștia trebuie să plătiți și da, eu nu pot să-i car după mine sau să-mi fac un camp așa și sportivii. Eu mă pregătesc la sală, dar n-aș putea să plec într-un camp de o lună în Dubai sau n-ai cum, că sunt costuri. Da. Și asta e diferența. Apropo de Conor McGregor, am auzit că mi-a șoptit așa o păsărică, nu zic de unde, că atunci când ai fost în tabăra de pregătire cu Conor McGregor, și mai exact în Las Vegas, după meciul cu Conor McGregor, chiar ai făcut cunoștință cu Nate Diaz. Și apropo de chestia asta, o să avem un clip pe care o să-l punem chiar acum cu Nate Diaz, care nu vă zic de fapt despre ce e vorba, vedeți imediat. I'm with Nate Diaz in Romania. Shout out to Romania. Da, într-adevăr, l-am întâlnit în carne și oase pe Nick Diaz și chiar e un om extraordinar, cum și de Conor se vorbește, domne, că e rău, că nu știu, vă zic seama, viața de zi cu zi, e un om mai uman. Și l-am întâlnit pe Nick Diaz în cazinou, la hotelul unde eram cazați, și m-am dus la el,
îți dai seama, să-l salut, să... Ce mai faci, frate? Facem un meci. I-am spus că sunt din echipa lui Conor și chiar a avut o reacție frumoasă. Chiar și-a arătat compasiunea față de Conor, că și-a rupt piciorul și a pierdut meciul. Am fost și eu surprins. Mă gândeam, dacă zic că sunt din echipa lui Conor, zic, poate sare la bătaie. Dar nu a fost așa. După aceea, ulterior, ne-am retras la un bar acolo, în casino. Na, să bem un suc, să discutăm și după aceea s-a întâmplat așa o... instantaneu, o agitație, mai erau câțiva, erau foarte mulți luptători și unii se împingeau, nu mai știam, zic, bă, ce se întâmplă aici? Zic că iese bătaie, știi? Îți dai seama, să particip și eu, să nu particip, care, cum ne bate, știi? Nu știam ce echipă suntem. Da, 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 da. Au venit și de la pază, deci să fie așa în echipa cu Ned Diaz, nu știi când te iei la bătaie, adică tu știi că te antrenezi și că ai un meci, dacă unei Diaz, nu știi, poți să, oricând, să te iei la bătaie pe stradă. Hai că tot am început așa cu treaba asta cu a organiza o gală de MMA. Spune-ne mai multe, bagă-ne un pic în detalii. Ce înseamnă să organizezi o gală de MMA? Sincer, încep să am emoții când mă gândesc că trebuie organizată o gală. Sunt mai multe chestii și mult mai mult de muncă la o gală și stres decât la pregătirea unui meci. Eu, să zicem, nu aveam așa mult stres, mai ales în momentul acesta când am atâta experiență, să pregătesc un meci. Dar acum în organizare este foarte greu. Bineînțeles, fac unele chestii pentru organizare, îl am pe Florian, sunt și alți oameni în spate care se ocupă la organizare. Și atunci sunt împărțite lucrurile. Dar, vă zic sincer, ce pare frumos finalul, este foarte mult de muncă în spate. De la... până să faci fight card-ul, găsești sala, discuți cu sponsori. La organizare include foarte multe chestii. Sponsor, fight card... sală, să obții aprobări. Trebuie să te ocupi până și la, cu oamenii de la curățenie. Adică, ce să zic, de la început până la sfârșit trebuie să ai totul. Cutman. Da, da, da. Arbitrii, tot, adică sunt arbitrii. Staff-ul. Care nu-i ghidăm noi, că vă dați seama, n-ai e cum. Echipa de arbitrii care este sub Federația Română de Kempo. Cât de important sunt fanii în toată alchimia asta deschiderii unei gale de MMA? Este foarte important să ai susținere, să ai fani. Eu am simțit-o după ceva timp. La început, vă dați seama, nu eram cunoscut, nu mă deranja nimeni pe stradă, foarte puține mesaje de aprecieri, de susținere, dar cu timpul mesajele au crescut, oamenii au început să te oprească pe stradă, să te felicite și atunci simți că ce faci tu e ok și ești apreciat și îți dă putere. Deci, în primul rând, pentru un sportiv, susținerea fanilor vine mai mult ca o susținere psihologică, ca o susținere emoțională și anume, domnule, dacă am fani, înseamnă că ceea ce fac este bine. Mai puțin în zona financiară. Presupun că mai mult... în zona financiară sunt importanți sponsorii. Da. Un luptător de sportul de contact, MMA, kickboxing, vorbim acum de MMA, este foarte greu să ajungă în zona unde să câștige foarte mulți bani. Sunt câteva personaje, să ajung la nivelul foarte mare să câștigi o sumă mare. Și de aceea, adică nu te țin în joc banii. Deci te ține dragostea să de ceea ce faci. Eu am înțeles pe parcurs că îmi place ceea ce fac. Și de asta o fac. Mă duc în sală și mă simt bine. Cu colegii glumesc, vorbesc și atunci zic, uite, asta e chestia care mă ține. Nu că am rezultate și că... zic ce tare sunt. Nu, atmosfera cu oamenii care îi înjur la sală, în zona asta a sportului. Și atunci este foarte bună și plăcut să stai în mediul ăsta. Cum te simți în postura de promotor și ce părere ai de noua generație de luptători? Sincer,
la început nu eram conștient, nu realizam ce înseamnă treaba asta. Să organizez o gală. Dar cu timpul, a trecut o gală, două, trei, mi-am dat seama că este un lucru mare și sunt într-o poziție foarte mare. Mi s-a părut ceva natural. Că sunt implicat în domeniul ăsta, am habar de ce se întâmplă acolo și atunci era natural pentru mine că am ajuns să organizez o gală de MMA. Dar stând și analizând treaba, e un lucru mare. Și ce înseamnă asta? Le dăm șansă celor tineri, cum am mai spus și la început. Da. Am o experiență și pot să-i pun pe un drum mult mai bun decât l-am avut eu. Eu am ajuns prin muncă, seriozitate, la nivelul acela. Dar trebuie să mai multe chestii, un ajutor. Și l-am avut și nu l-am avut. Și atunci, acum dacă e să vorbesc, eu am oprit de a lupta la nivelul mare, să zicem, Bellator. Nu mai lupt în Bellator. Dacă îți dezvolt și partea asta, trebuie să vreo 2-3 podcasturi ca să explic. Le facem, Și, și multe alte chestii. Dar las la o parte, iau ce a fost bun și merg mai departe, că n-ai cum să te gândești numai la ce a fost rău, nu e ok. Tu trebuie să fii optimist, să iei părțile bune și să mergi mai departe. Hai să ne întoarcem un pic pe meleagurile țării noastre. Mai este o altă promoție de MMA, este vorba de RXF, care acum a mers în zona asta a luptelor între vedete. Într-adevăr, în RXF este o promoție în care am luptat și eu și foarte mulți luptători. Dar nu-i condamn, nu spun nimic de rău. Am spus doar că nu se prezintă să arate ceva profesionist. Da. Ei se bat și atâta tot, adică cum pot, cu poșeta, se mai rupe un toc. Poate să mă certe mulți acum că fac comentariile astea, dar așa este. Luptătorii sunt luptători, ceilalți, na, să-și vadă de meseria lor. Dar poți să continui și la fel, nu mă deranjează. Cei care urmăresc, ei acum poate văd și urmăresc MMA-ul. Sunt mulți care nu aveau habar de MMA. Și este bine că i-a îndrumat și să vadă ce înseamnă MMA-ul. Dar nu-i pun pe un drum ok pe spectatori. Că nu o să înțeleagă de tehnici, de multe alte chestii. Și atunci poate vor și au și pretenții să ajungă la nu știu ce nivel, să ajungă în gale mari. Dar ei nu o să poată să reușească. V-ați gândit să faceți și o promoție pentru amatori? Pentru tinerele talente, să zic așa, care nu au experiență în MMA-ul profesionist? Avem în plan multe chestii. Da, într-adevăr, trebuie să avem o pepenieră și avem în plan să facem și gale pentru amatori. Ca să ajungă la profesioniști au nevoie de meciuri și de aceea trebuie să fie cu protecție, să fie un timp mai scurt. Pentru cei care încep este foarte bine. Și asta este în plan. Vrem să facem și gale de amatori, Cupa Heroes, de exemplu, și cei de acolo se vor cerne, campionii și așa mai departe, vor intra la profesioniști pe parcurs, dar ne gândim să facem lucruri mari și bune pentru sportivi și pentru MMA-ul românesc. Știi ce m-a bucurat foarte mult la ultimele gale Heroes? Educația publicului. Am observat că fanii sunt din ce în ce mai educați în ceea ce privește MMA-ul din România. Dacă înainte, ții minte că mergeam la primele câteva gale Heroes și le vedeam live, ții minte, una s-a desfășurat chiar la Turbo Hale aici în București și oamenii mai că huiduiau când lupta ajungea la sol. La ultimele gale Heroes am văzut că oamenii se bucură când luptătorii ajung la sol, ceea ce este wow, adică asta înseamnă că publicul
înțelege mult mai bine ce înseamnă MMA, înțelege mult mai bine ce înseamnă jiu-jitsu brazilian, luptele libere și ce înseamnă implicarea acestor sporturi în cușcă până la urmă. Noi îi educăm, noi le prezentăm cum se luptă în MMA și văd că MMA-ul este și la sol și în picioare, nu mai luptă. Ei sunt învățați cum este kickboxing-ul. Da. Pentru că a fost mult timp în vogă și, și acum este. Dar nu au informații de ce se întâmplă pe la sol. Și ei sunt educați și pricep ce se întâmplă la sol. Cu timpul, cu multe gale, se uită, vin prezenți în sală, ascultă la televizor ce se spune de la, de la colț. Comentatorul, ce spune comentatorul, tehnici și așa mai departe. Și ei sunt educați și atunci știu că se poate întâmpla ceva la sol. Și de aceea, când vede că pleacă cineva după o tehnică de finalizare, se gândesc, se poate termina meciul. Și, într-adevăr, cum ai spus tu, au reacție, că ajung la sol, că acum se termină meciul. Și poate înțeleg că e o neformare acolo. Așadar, oameni buni, luați-vă bilete la Gala Heroes 7. Ce se va desfășura la Râmnicu Vâlcea? O să fie o gală incendiară pe 30 iunie, nu uitați. Noi vom fi cu siguranță acolo. Până atunci, mulțumesc mult de tot, Ion Pascu. Mă numesc Marius Stan. Aceasta a fost prima ediție a podcastului Heroes. Până data viitoare, vă dorim numai bine!